Bine v-am găsit la horoscopul săptămânii cu numărul 14 din 2024. În introducere vă spun să căutați, să ascultați atât horoscopul pentru zodia natală, cât și pentru zodia ascendentă, sau dacă știți că aveți un ascendent pe final de zodie, de la gradele 20 încolo, vă recomand să vedeți și zodia imediat următoare. Acest horoscop conține o introducere astrologică în care voi prezenta aspectele astrale ale săptămânii și ca atare există o variantă completă a horoscopului, ca apoi în partea a doua acestui film să găsiți zodie cu zodie, dar după cum ați văzut, tocmai am implementat o variantă nouă și anume am extras doar zodia, astfel încât pe lângă horoscopul versiune completă, introducere plus cele 12 zodii la rând, există și alte 12 filme scurte, încât în funcție de ceea ce căutați, puteți asculta ori varianta lungă, ori varianta scurtă pentru zodiile care vă interesează. Căutați-le și pe acestea în funcție de cum rezonați. Scorpionul. Pentru voi, energia asta a berbecului, unde se produc atât de multe, este într-un sector al grijii. Îngrijirii altuia, preocupării pentru altuia, dedicării în slujba altuia. Chiar dacă berbecul, energia berbecului este de individualist, trag pe turta mea, să-mi fie mie bine, confortul meu personal, de data asta parcă dăruiți toată energia voastră cuiva care are nevoie, evident, nu oricui. Aveți o datorie față de cineva. O datorie karmică, de ce nu? Când ați venit pe lume, la întrupare, ați semnat un contract acolo și ați spus în 2024, aprilie, cu tare om de pe calea vieții mele, o să fie într-o situație delicată în care doar eu îl pot ajuta. Cu un sfat, cu o îndrumare, cu un hairup, cu un stimulant, cu un medicament, cu un număr de plâns, cu un număr de cărat în spate, cu ceva. Dar ca să ajungeți în postura asta de acum, probabil este o relație veche, nu-i de azi de ieri, poate fi relație de cuplu, relație profesională, relație de prietenie, nu contează din ce plan al vieții este, a trebuit să ajungeți voi cel de azi. Va trebui timp să vă coaceți, să vă formați, să vă maturizați ca să puteți juca rolul ăsta. Nu puteți juca rolul ăsta acum 5 ani. Nu puteți juca rolul ăsta acum 2 ani. Voi trebuia să treceți prin suficiente experiențe de viață, prin suficiente lecții de viață, prin suficiente probleme de viață. De ce nu? Că așa ați învățat ce e de făcut pentru personajul cu pricina care trece acum printr-un moment delicat. Și veți ști ce să faceți. Știți cum veți fi? Precum un medic care pentru a avea grijă de bolnavii săi, de pacienții săi și să facă o operație capitală pentru cineva, câtă școală a făcut. Cam asta faceți și voi. Tot ce ați învățat voi până acum, puteți aplica asupra cuiva care are nevoie de serviciile voastre în acest moment, servicii plătite sau servicii pro bono, de prietenie sau prin natura meseriei, că da, poate fi și prin natura meseriei, dar e o intervenție salvatoare, dar pentru care cine știe de câtă vreme vă pregătiți. Și nu mă refer neapărat la școală, școala vieții, ați trecut voi prin nu știu câte teste până cineva a spus acolo, bravo, acum du-te și joacă rolul în viața lui Costică, că acum are nevoie Costică de tine. Și îi dați energia voastră și îi dați hairupul vostru și îi dați cunoașterea voastră și îi dați îmbrățișarea voastră, ceva, dar salvator pentru el, esențial pentru el și iată, cu ocazia asta v-ați jucat și voi misiunea, rolul karmic în această viață, în planurile lui Costică. Deci e... Costică apărea în contractul vostru de suflete. Ca acum să vă întâlniți, ca acum să-l salvați, ca acum să jucați acest rol și să-l vedeți că își revine și odată cu asta și sufletul vostru este împlinit.